14. Românii recunosc faptul că ajung la medic doar după ce se îmbolnăvesc. În același timp, eterna lipsa banilor din sănătate îi descurajează. Medicii spun că este necesar cel puțin un control anual însuțit de analize. Fondurile alocate de stat pentru acestea se epuizează însă în câteva zile. Sunt medic de familie și de multe ori, chiar dacă le recomand, zic lăsați că le-am făcut acum vreo 2-3 ani și au fost bune, dar în ultimul timp, totuși, adresabilitatea pacienților a crescut foarte mult și dorința de a-și face analizele de laborator. Noi mergem pe ideea să le facă anual, posibil la 6 luni, nu vorbim aici de pacienții cu diabet pe care îi monitorizăm cu boli cronice, fac și la 6 luni, dar sunt și categoria de vârstă între 30 și 50 de ani, care dacă le fac o dată la 3 la 4 ani, e mare lucru. Pentru cei care au risc mare și o boală instalată, prezentarea o dată pe an e strict necesară. Dacă am putea depista bolile la timp, ar fi bine pentru oameni. Evităm suferința și uneori dizabilități sau decesul, dar și pentru sistemul de sănătate. Investițiile și consultațiile preventive sunt mult mai economice decât tratarea bolii deja instalate. Cât de des vă faceți analizele? Păi le-am făcut mai înainte, cu 3 săptămâni. Și sunt foarte importante, ca să știm cum stăm cu sănătatea noastră. Studiile arată că oamenii se duc de nevoie să-și facă analizele, nu să prevină, practic. Un lucru foarte adevărat, dar cei care sunt conștienți de folosul acestor analize pentru organismul propriu, cred că ar trebui să meargă de 2 ori pe an, dacă nu cel puțin o dată. Știu cazuri când merg o dată la 5 ani și atunci când le e rău. Nu prea mi le fac, dar așa să vă spun, na, când trebuie. Să... Da, asta arată și studiile, că oamenii se duc doar de nevoie să-și facă analizele, nu să se verifice practic. Da, ce pot spune? Trebuie să ne facem mai mult, mai des analizele ca să aflăm dacă suntem în regulă sau nu. Să putem preveni anumite afecțiuni. Da, da, da. Controlele și analizele regulate te pot ajuta să descoperi la timp eventualele probleme de sănătate și le dau medicilor șansa să intervină la timp, înainte ca lucrurile să se agraveze. Le facem când trebuie. Cheltuielile cu sănătate au reprezentat 5,6% din PIB. Singura țară în care aceste cheltuieli au avut o pondere mai mică decât în România este Luxemburg, care are o populație de 30 de ori mai mică și cel mai mare PIB pe cap de locuitor din Uniunea Europeană. 8 euro, atât alocă România pentru prevenirea bolilor, o sumă de 20 de ori mai mică decât cea alocată de Suedia. Medicii spun că țara noastră previne și nu tratează. Pentru Mehedințiul meu, Miruna.